Jude Bellingham este jucătorul momentului, un jucător foarte bun pe defensivă cât și pe atac, reușind sezonul ăsta de pe poziția de mijlocaș să înscrie 16 goluri în 23 de partide. Jude Bellingham putem spune că este un star al Real Madridului, dar și un potențial câștigător balonului de aur, însă noi în videoclipul de azi o să-i preluăm cariera lui Bellingham și o să simulăm 10 sezoane pentru a vedea ce va reuși să facă. E bine, am ajuns la Real Madrid, unde o să-i preluăm cariera lui Bellingham pentru că el este la Real Madrid, însă înainte să începem simularea trebuie să setăm niște obiective pentru Jude Bellingham. E bine, și obiectivele sunt în felul următor. Jude Bellingham va trebui să câștige un balon de aur. O să fie destul de greu, dar va trebui să câștige un balon de aur. El trebuie să câștige 20 de trofee cu echipa sa. El de asemenea trebuie să câștige Champions League-ul de 3 ori. Jude Bellingham trebuie să câștige Super Cup-ul de 2 ori. De asemenea, Jude Bellingham trebuie să ajungă la overall-ul de 99. Jude Bellingham trebuie să câștige trofeul ligii în 3 ligi diferite. De asemenea, Jude Bellingham trebuie să câștige World Cup-ul și Euro. Iar ultimele două obiective este ca Jude Bellingham să înscrie 100 de goluri și 200 de asisturi. E bine, cam acestea sunt obiectivele. Eu zic că sunt destul de bune și că o să le facă absolut pe toate, să completeze până la urmă, până la sfârșit de 10 sezoane. Însă, înainte să trecem să vedem pe Jude Bellingham, va juca. Dacă îmi place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să ajungem la numărul de 1000 de abonați și să nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. E bine, acesta fiind spus, hai să ne uităm la Bellingham, să vedem, este la echipa Real Madrid, unde este foarte, foarte bună echipa. Însă nu-mi place formația. Formația nu are nicio treabă cu jucătorii. Eu zic că cea mai bine așa arată, adică arată mai ok. Deși, uite, ce oamenii poate să vină în locul lui Abara Modric, Kroos în locul lui Valverde. Însă Bellingham este un cama, adică trebuie să fie un mijlocaș ofensiv care dă și goluri. Mai ales în sezonul acesta din La Liga a scris foarte multe goluri pentru un mijlocaș, așa că și el trebuie să facă tot la fel în simularea aceasta. Pentru primele sezoane ar fi perfect și ideal să-l lăsăm la Real Madrid ca să crească și ca să marcheze multe goluri și asisturi. E bine, pentru primul sezon, sincer, da, Shadow Striker arată foarte bine pentru el, mai ales că crește acolo pe shooting și noi avem nevoie de shooting pentru a marca mai multe goluri. Eu zic că o să facă o figură destul de bună acolo, Bellingham împreună cu Modric și cu Valverde și Tchouameni care o să intre pe bancă, așa că haideți să-i dăm startul simulării primului sezon să vedem ce reușește Real Madrid să facă cu Bellingham în primul sezon. Hai să vedem dacă din primul sezon Bellingham are vreo șansă la balonul de aur și da, este categoric Haaland. E bine, am trebuit la primul sezon, hai să vedem cum arată Bellingham și are 91 overall, foarte, foarte bine, deja a crescut foarte mult Bellingham. Însă haideți să vedem ce are să facă în sezonul acesta, sunt foarte curios și 15 goluri și 3 asisturi, ok, a jucat și puțin ca striker să zic așa, mai ales că Joselu a îmbătrânit destul de mult, 34 de ani și a scăzut la overall minus 4. Hai să vedem la Liga ce am făcut, locul 2, wow, câștigă Atletico de Madrid, bă, pe bune, ok, Barcelona pe 4 totuși, Supercopa reușim, ok, pierdem final versus Osasuna, e clar. Mai departe, haideți să vedem, da, nici aici nu suntem la Copa de Spana. Okay, haideți tu să vedeți ce a făcut în Champions League, unde vedem că ne-a descurcat cam prost în grupa C, pe al doilea loc cu 8 puncte, ieșim din grupă. Iar mai departe, în round of 16, ne scoate Newcastle. Ok. E bine, am intrat în cel de-al doilea sezon, unde trebuie să facem niște schimbări la echipă, clar, neapărat. Mijlocul acesta va fi schimbat, oamenii va fi schimbat, însă vreau ca pe Bellingham să-l transformă într-un CF. Hai să vedem dacă reușim. Ok, și se pare că Bellingham chiar este dornic să se transforme într-un CF. Va dura doar 2 săptămâni. Ok, let's do it. O să jucăm 4-3-3 false 9, unde o să fie aici Bellingham pe poziția de CF și aici o să intre clar Camavinga cu Tchouameni și cu Valverde în mijloc. Eu zic că arată bine. E bine, haideți să vedem dacă Anglia reușește să câștige Euro. Se pare că în grupa s-a jucat destul de bine, fiind pe locul 1 cu 9 puncte. În Quarter Final se pare că dă de Germania, pe care bate cu 2-1, let's go. În semifinal se pare că bate Polonia cu 3-0, este în finală Anglia, direct din prima ocazie, și o să fie finală versus Italia. Hai să vedem. 3, 2, 1 și reușim, mă, let's go, reușim, Anglia câștigă Euro, astfel câștigând Bellingham primului Euro și completând acel obiectiv, 2-1 câștigă aici Anglia. E bine, Bellingham devine un CF, un jucător CF care o să scrie multe goluri. Hai să vedem ce different plan îi dăm totuși. Văd că bombardier îi potrivește perfect, așa că o să devină un bombardier. E bine, și echipa este pregătită, Bellingham stă foarte bine acolo, cap, CF, și o să joace foarte bine, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 2 să vedem ce reușește Bellingham să facă în continuare la Real Madrid. E bine, se pare că nu suntem nominalizați, din păcate, la Balonul de Aur. E bine, a terminat de simulat și sezonul cu numărul 2. Haideți să vedem cum arată Bellingham și are 93 overall, foarte, foarte bine pentru el, la egalitate cu Vinicius la overall. Însă haideți să vedem ce are să facă sezonul acesta. Și a reușit 20 de goluri și 6 asisturi.
Ok, se putea bine cu asisturile, să știi că asta cam stăm prost cu asisturile. Mai departe, hai să vedem la Liga, nu reușim. Bă, cum mă, nu reușim să câștigăm la Liga, pe bun, locul 2, Barça pe primul loc. Mai departe, hai să vedem Super Cup, ok, reușim Super Copa. Copa de Spana reușim, reușim și Copa de Spana. Haideți tot să vedem ce a făcut Bellingham în Champions League. Se pare că Real Madrid a terminat grupa pe locul 1 cu 15 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Roma, pe care o batem cu 3-2 la general. În Quarter Final se pare că suntem scoși de iar Newcastle, nu pot să cred așa. Cum a fost scoși de două ori de Newcastle și măcar câștigă? Nu câștigă, câștigă Manchester City. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 3 și să fiu sincer, nu vreau să plec de la Real Madrid până când nu câștigăm măcar acolo Liga, ca să avem unul din trei acolo la Ligi. Așa că hai să vedem ce putem să facem în echipa asta, adică nu prea vreau să aduc jucători, să fiu sincer. Poate ai doar un right back pentru că nu prea avem deloc și aia ar fi singura poziție care aș vrea să o schimb, în rest, echipa oricum arată foarte, foarte bine. Așa că am încredere că o să reușim sezonul acesta, însă hai totuși să transferăm un right back. E bine, și pe poziția de right back vine Reece James ca să ne ajute. Haideți să punem și un development plan lui Bellingham și după aia trece la simulare. E bine, și pentru sezonul acesta cea mai bine arată acest playmaker forward, așa că acesta o să punem. Acestea fi spuse, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 3, să vedem ce va reuși să facă Bellingham în continuare la Real Madrid. Ok, se pare că sezonul acesta niciun jucător de la Real Madrid nu este nominalizat la Balonul de Aur. E bine, Adrian, de simulat și sezonul cu numărul 3. Haideți să vedem cum arată Bellingham și să vedem că este la națională, însă are 95 overall, destul de bine pentru el. Hai să vedem totuși ce are să facă sezonul acesta, asta este important, și a reușit 24 de goluri, destul de bine, și 12 asisturi. Hai să vedem la Liga și se încarcă. Ok, nu pot să cred, bă, nu pot să cred, iar locul 2. Wow, ok, am înțeles. Supercopa, câștigăm, reușim să câștigăm Supercopa. Copa de Spania, reușim, nu reușim. Iar se pare că în Champions League suntem pe locul 3 în grupă. Wow, ok, în Europa League, hai să vedem. În Europa League se pare că Round of 6 trecem de Olympic Marseille și în Quarter Finals ne scoate Celtic la penalty. E clar, e clar, da. E bine, suntem în sezonul cu numărul 4 și sezonul acesta vreau să plecăm de la Real Madrid. Așa că îl pui pe Bellingham pe lista transferul și așteptăm oferte. E bine, și se pare că primim două oferte pentru Jude Bellingham. Primim oferte de la Barcelona, ar fi cea mai mare trădare, și una de la Juventus. Ok, la Barcelona nu prea vreau să mă duc pentru că e trădare maximă, însă haideți să vedem totuși ce echipă are Juventus. Ok, atacul arată interesant cu Keane, Richarlison și Vlahovic aici. Mijlocul este ok, însă noi trebuie să găsim un loc al nostru și sunt foarte mulți mijlocași aici, dar cred că mă descurc, adică clar intră Bellingham peste toți. În defensivă se pare că au niște jucători destul de buni și portarul Livakovic, cam slăbuț. Haideți să vedem și echipa Barcelonei. În atac, Roque cu Ferran Torres. Pe dreapta văd că nu prea au nimic în afară de acest băiat de 24 de ani. Mijlocul foarte, foarte interesant aici cu Pedri. A scăzut Fatie și la aici, însă da, cam slăbuț. Olise, uite pe Olise. Defensiva, Araujo, da, foarte bună defensiva. Uite și pe Kunde. Da, chiar foarte bun jucător și în poartă l-au deschis pe Ter Stegen de 34 de ani. E bine, este decizie destul de grea, mai ales că echipa Juventus nu este cine știe ce, adică este cam slăbuț, așa că o să refuzăm Juventus. Barcelona însă arată bine, arată foarte bine, însă nu știu dacă vreau să mergem să-i facem o trădare aici mică. Da, știți ceva, o să refuz, nu. O să refuz și o să mai așteptăm încă o ofertă. Hai, eu zic că se poate. Ok, prima ofertă de la Chelsea. Ok, hai să vedem ce echipă are Chelsea. Ok, Chelsea, în atac, ok, l-are pe Nkunku. Cu Mudric în stânga și pe dreapta văd că n-au nimic. Și ca mijloc îl au pe Gallagher, pe Enzo. Madueke, care poate să intre pe dreapta. Palmer văd că e și la aici. Zubimendi și el. Ok, destul de bun mijlocul. În defensivă l-au pe Balde, pe Cealoba, Fofana, Gosto în dreapta. Deci n-ar fi o problemă acolo. Sul îl văd că l-au transferat și pe el. Și ca portar este Sanchez. Ok, cam zăbus portarul, însă este destul de tânăr. E bine, cred că este singura ofertă care o să vină. Și echipa arată ok, însă cred că de acolo, de la Chelsea, putem să avansăm după aia pe la, nu știu, altă echipă din Premier League, așa că o să acceptăm Chelsea de data asta. Însă de data asta este World Cup-ul, hai să vedem cum se surcă Anglia. Se pare că în grupa A a ieșit din grupa de pe al doilea loc cu 5 puncte. Vedem că în Round of 16 câștigă versus Spania cu 4-3 la penaltiuri. Quarter Finals trece de Ucraina cu 3-1. Însă în semifinală este scoasă de Franța, care reușește să câștige, da. E bine, și Jude Bellingham pleacă pentru prima oară de la o echipă în această simulare. Pleacă de la Real Madrid și se duce la Chelsea, unde sperăm că o să se descurce foarte bine.
E bine, am ajuns aici la Chelsea, unde vedem că deja este o problemă. Subimendi este accentat. Ok, se pare că îi vom lua locul. Însă va trebui să facem aici niște schimbări. Bellingham va intra acolo și cred că o să transform acest mijlocaș în CM, nu în CDM. Și o să văd cum ai ajuns să aranjezi echipa ca să joace toți jucătorii bine. E bine, cam așa va juca echipa. Zubimendi va trebui să-și revină cât de cât. Însă, per total, cam așa va arăta echipa în acest sezon. Eu zic că o să descurce destul de bine acolo cu Mudrik în stânga. Madueke cred că o să crească pe dreapta. Nkunku arată foarte bine cu Bellingham în mijloc. Eu zic că o să joace foarte bine echipa. Însă, haideți să vedem ce divin plan îi pune lui Bellingham. E clar bombardier, da. El e bombardier. Pune bombardier în sezonul acesta. E bine, echipa este pregătită. Bellingham este pregătit, așa că haideți să simulăm sezon cu numărul 4 la Chelsea. E bine, haideți să vedem că Bellingham are șansa la balon de aur și... no, câștigă Haaland aici, ok. E bine, am simulat sezonul cu numărul 5, haideți să vedem cum arată Bellingham și are 96 overall, foarte bine pentru el, însă haideți să vedem ce a reușit să facă sezonul acesta și a reușit 27 de goluri, bine mă, top scorer acolo în echipă, dar și 10 asisturi. Hai să dacă reușim, nu pot să cred, tot pe locul 2, bă, Newcastle câștigă, what? Newcastle, ok. Emirată se fie cam reușim, nu reușim, Carabao Cup, nu reușim Carabao Cup. Ok, și se pare că nu suntem în Champions League, nu suntem nici în Europa League, nici te văd, și nici în Conference League, e clar. E bine, suntem în sezonul cu numărul 5, hai să vedem ce putem să facem ca să îmbunătățim această echipă. E cât de văd, nu pot să fac nimic pentru că echipa este ok, echipa este ok, însă ce pot să fac este să îl ajut pe Bellingham să crească cât mai mult încât să ajute echipa asta. Așa că haideți să vedem ce nivel în plan îi punem lui Bellingham, hai să vedem, pentru el ca să ajungă la mai mare overall, da, nu știu dacă o să ajungă mai mult pentru că se pare că 96 este ca maximul, dar o să păstrăm pe un bombardier pentru că e loc cum este bombardier. Mai simulăm încă un sezon acel și se vedea că se descurcă, dacă nu, probabil o să în balista de transferuri în sezonul următor. E bine, hai de fiind ce câștigă balonul de aur în 2027 și este Bellingham. Ok, reușit să câștigăm cu Bellingham primul lui balon de aur. What? Ok, măcar mi-e puțin că nu prea mă așteptam să câștige Bellingham, dar ok. E bine, la trenare simulat sezonul cu numărul 5, hai de fiind cum arată Bellingham. Se pare că are 96 overall, însă hai de fiind totuși a reușit să fac. Ok, și se pare că reușește 26 goluri și 5 asisturi, destul de greu la asisturi, mai ales că noi avem obiectivul ăla cu 200 de asisturi. Hai să fac că reușim. Liga nu reușim, Chelsea pe locul 2, Manchester City pe 1, wow. Emirate se fie cap reușim, nu reușim, Carabao Cup, haideți să vedem, nu reușim și Carabao Cup. În Champions League se pare că suntem pe locul 2, reușim aici să ieșim din grup pe locul 2 cu 10 puncte la egalitate cu Borussia Dortmund. Însă round of 16 dăm de Real Madrid, pe bune, pe bune, le bate cu 4-3, iar finala este câștigată de Paris Saint-Germain. E bine, suntem în sezon cu numărul 6 și vedem că Bellingham este la națională, însă în acest sezon, sincer, vreau să-l transfer la altă echipă, pentru că nu se surgă la Chelsea, am zis eu că poate reușește măcar Liga, dar din păcate nu reușește, așa că îl punem pe lista de transferuri. Ok, și se pare că prima ofertă de la Real Madrid. Ok, interesant. Hai să vedem tot ce echipa o Real Madrid. Ok, se pare că atacul în continuare arată bine, mai ales că avarent îl au pe Mendes ăsta care cred că e regionul Ronaldo, ce puțin așa pare, și văd că l-au transferat și pe Pulisic. În mijloc se pare că l-au pe Miretti, ok, cu João Neves, foarte bun, și cu Valverde. În defensivă l-au pe Gabriel Hakimi, Livramento și el, Militão în continuare este aici, și în poartă l-au pe, ok, pe acest băiat de 28 de ani. Sincer, am fost deja la Real Madrid și nu vreau să mă întorc înapoi la Real Madrid, deși au o echipă destul de ok, aș prefera un alt transfer la altă echipă. Acesta avem din nou Euro, hai să vedem ce a făcut Anglia, se pare că este de pe locul din grupa A cu 9 puncte, însă în quarterfinal se pare că o scoate Netherlands, adică Olanda cu 2-1. Iar câștigătoarea este Franța, wow, câștigă și Euro data asta. Iar se pare că nu prinde niciun transfer pentru că s-a dus perioada de mercato. Și se pare că Bellingham va rămâne încă un sezon la Chelsea, din păcate sau din fericire, vedem poate ce ăștia. Data asta se jucă bine pentru că oricum are o echipă destul de bună. În sezonul acesta cred că o să-i pun un penetrator pentru că durează cea mai puțin, 280 de săptămâni. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 6, vedem ce reușește să facă Bellingham în continuare la Chelsea. Hai să vedem cine câștigă balonul de aur în 2028 și este Bellingham din nou, băi, de mână, a devenit un câștigător balon de aur în fiecare an. Foarte bine, deși nu câștigă nimic în afară, adică nimic. E bine, Adrian, de simulat sezonul cu numărul 6, însă haideți să vedem cum arată Bellingham, are în continuare 97 overall, hai să vedem totuși ce a reușit să facă și a reușit 33 de goluri, foarte, foarte bine pentru el și 7 asisturi. Hai să vedem, reușim, nu reușim, bă, deci locul 2 e pentru noi, deci locul 2 e full oricine, deci oricine.
cine a Premier League? City, Newcastle, Spurs. Noi nu putem să luăm nimeni, locul 2 este al nostru. Și în La Liga și în Premier League. Emirată să fie capabil să vedem, nu reușim. Carabao Cup reușim, nu reușim. Haideți să vedem ce a făcut în Champions. Se pare că în Champions ieșim din grupă pe locul 1 cu 10 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Anderlecht pe care batem cu 6-0 la general. În quarterfinal se pare că dăm de PSV pe care îi batem la limită cu 5-4. În semifinal se pare că dăm de Barcelona pe care o bate cu 4-1 la general și trecem în finală unde vom juca versus Real Madrid. Hai să vedem. 3, 2, 1 și nu pot să cred. Bă, ce schem ne-au luat. Cum am putut să pierdem versus Real Madrid 2-1, bă, și ne-au dat ofertă, ne-au dat ofertă pentru Bellingham, însă n-am acceptat-o și nu te știi ce se întâmplă. Suntem în sezonul cu numărul 7 și în acest sezon o să încercăm să-l transferăm din nou pe Bellingham. Chelsea este o echipă bună, însă nu este de nivelul Bellingham mare, 97 overall totuși. Îl punem aici pe lista de transferuri și așteptăm oferte pentru Bellingham. E bine, și primim iar ofertă de la Real Madrid. Bă, deci n-ai cum așa ceva. Deci la Real Madrid a jucat cel mai bine Bellingham. Însă primim ofertă, deci numai de la Real Madrid. Da, o să așteptăm, dar data asta hai să vedem ce echipare. Ok, atacul a cam rămas același, pare că acest Ronaldo Regena are un overall mai mare. Vinicius cu Rodrigo aici în continuare, mijlocuri care arată stul ok, putem să intrăm în lucru în locul lui Kai Havertz. Mirite aici cu Neve și noi putem să fim un fel de, da, un fel de, oh, e și Valverde aici încă, ok. Și pe defensivă, da, avem și jucători destul de ciudați, însă cred că putem să ne surcăm cu, da, avem nevoie de un fundaș. Și în poartă acest portar astăzi. E bine, este singura ofertă, suntem la finalul perioadei de mercato, așa că o să acceptăm această ofertă și o să negociez și cu Kai Havertz. E bine, și Bellingham se duce din nou la Real Madrid. E bine, ne-am întors la Real Madrid, unde o să încercăm să câștigăm multe chestii cu Bellingham. Însă hai să spunem unde este. Ok, să chemăm pe aceste până pe toți jucătorii buni titulari. E bine, singura schimbare în sezonul acesta la echipă pe care țin să o fac este la fundaș. Avem nevoie neapărat pentru că 33 de ani, odată 35 de ani a doua oră. Da, o să ne lase sigur timpul sezonului, așa că hai să transferăm un fundaș. E bine, și-am găsit un fundaș de 19 ani cu 85 euro, așa că haideți să transfer rapid. E bine, și acum cu acest nou fundaș arată mult mai safe echipa noastră, așa că haideți să vedem ce devem până îi punem lui Bellingham. E bine, ce am pentru de câte văd este bombardier, așa că bombardierul o să-i punem. Echipa și Bellingham sunt pregătiți, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 7, să vedem ce a reușit să facă Bellingham înapoi la Real Madrid. E bine, haideți să vedem în 2029 cine câștigă balonul de aur și este Vini. Ok, ok, nu mai este Bellingham, din păcate, însă sezonul acesta sunt sigur că o să se scurge bine Bellingham încât să câștige următorul balon de aur. E bine, Adrian, haideți să simulăm sezonul cu numărul 7, haideți să vedem cum arată Bellingham, vedem că nu prea îi place poziția asta, însă are 99 overall. Am completat în sfârșit obiectivul acela cu 99 overall. Haideți să vedem aici la stats-uri, se pare că are 22 de goluri și 11 asisturi. Reușim data asta la Liga, haideți să vedem, se încarcă și în sfârșit reușim, în sfârșit câștigăm o ligă cu 94 de puncte. Supercopa reușim, reușim să câștigăm. Copa de Spania, nu reușim. Se pare că am câștigat și Supercup, pentru că în sezonul anterior a câștigat Real Madrid Champions League. Avem și un Supercup. Haideți să vedem ce am făcut în Champions League. Locul 1 în grupă, cu 11 puncte. În Round of 6 se pare că o batem pe Chelsea. De unde am plecat noi, o batem acum. Cu 3-1. Quarterfinal se pare că îi bate pe cel la Newcastle cu 4-1. În semifinal se pare că o batem pe Salzburg 4-2 la general. Și finala va fi versus PSG, care am pierdut. Nu pot să cred. Cum pierdem finalele Champions League? Zici că are boală, are ceva, o karma, ceva. Bellingham și pierdem fiecare Champions League, nu pot să cred. E bine, suntem în sezon cu numărul 8, unde vedem că Bellingham este la național. O să vedem imediat ce a reușit acolo să facă. În continuare are 99 overall. Hai să vedem pentru sezonul acesta, ne punem ceva, putem să mai upgradăm cumva? Nu putem, dar poate putem să-i menținem overall-ul. Hai să vedem ce putem să-i mărim. E bine, văd că un passing forward este cea mai bine pentru că îi mărește acceleration-ul și noi vrem să aibă 99 pace. E bine, pentru sezonul acesta aș vrea să mai transferăm cu un jucător la echipă, pentru că nu prea putem să plecăm la altă echipă, avem 99 overall, deci nu o să ne transfere nimeni. Ce e probabil, așa că haideți să transferăm un left back, pentru că nu are deloc echipa asta niciun left back bun, pentru că acest puști are 30 de ani și nu o să mai crească. Acest puști de 30 de ani. E bine, și de ce nu, haideți să transferăm pe Alphonso Davies. E bine, cu Alphonso Davies în stânga arată mai bine fundașii noștri, așa că așa o să jucăm. În anul acesta este World Cup-ul, hai să vedem totuși ce a făcut Anglia. Se pare că a ieșit pe locul 1 din grupă cu 9 puncte. În Round of 6 se pare că bate Wales, adică țara Galilor, cu 3-1. Însă în quarterfinal s-o bate Spania. Bă,
cu 2 la 1 și finalul câștigă Suedia. Wow, ok. A, pierd acolo Portugalia, ce trist. E bine, echipa este pregătită și Bellingham la fel, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 8. E bine, haideți să vedem cine câștigă balonul în 2023 și este Vinicius Junior a doua oară, bă, pe bune. Oricum mai avem nevoie de balonul de aer pentru că am avut doar un singur obiectiv cu el și doar să câștigăm doar o singură dată. E bine, Andrei, haideți să simulăm sezonul cu numărul 8. Hai să vedem cum arată Bellingham și arată să le vie tot la 99 overall, însă vedem că Vini este accidentat, din păcate. Ok. Haideți să vedem ce a făcut Bellingham. Se pare că a marcat 33 de goluri și 11 asist. Istorie foarte bine pentru el. La Liga, haideți să vedem pe locul 1. Bine, mă, let's go. Supercopa, am câștigat-o. Copa de Spana, n-am reușit. Haideți să vedem în Champions League, se pare că am ieșit din grup pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 16 se pare că am dat de Arsenal, pe care am spart-o cu 8 la 2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Bayern, pe care o bate cu 4 la 3 la general. În semifinal se pare că dăm de Liverpool, pe care o bate cu 3 la 1 la general. Și în final vom juca versus Leverkusen, care a câștigat acolo la penaltiuri cu 3-1. Hai să vedem ce vom reuși să facem în final. 3, 2, 1 și reușim în sfârșit, mă, reușim să câștigăm Champions League-ul. Avem unul din 3 măcar, măcar atât. E bine, suntem în sezonul cu numărul 9. O să păstrăm așa echipa, vin să sperăm că o să-și revină. În continuare echipa arată foarte bine, așa că o să păstrăm așa. Bellingham nu mai are sens să mai încercăm să-l transferăm. O să rămână până la urmă la Real Madrid, unde avem un plan, nu prea mai are sens să ne băgăm, pentru că oricum o să mai crească și pace-ul nu i s-a mărit așa de mult, dar totuși o să păstrăm un passing forward. E bine, suntem pregătiți, așa că haide să simulăm sezon cu numărul 9. Haideți să vedem în 2031 cine este câștigătorul balonului de aur și este... Ok, este Rodrigo. Ok, nu mai câștigăm noi balonul de aur, înseamnă. E bine, Andrei, haideți să simulăm sezon cu numărul 9. Haideți să vedem cum arată Bellingham. Vedem că are în continuare 99 overall. Haideți să vedem totuși ce a reușit să facă și 32 de goluri. Ok, și 12 asisturi. La Liga a reușit, mai să vedem, reușim până la urmă la Liga cu 85 de puncte, locul 1. Supercopa, haideți să vedem, reușim să o câștigăm. Copa de Spania, reușim, nu reușim. În Super Cup reușim, reușim să câștigăm Super Cup-ul. Hai să vedem ce am făcut în Champions League, se pare că am ieșit pe locul 1 din grupă cu 13 puncte, la egalitate cu Fiorentina. În Round of 6 se pare că dăm de Sporting, pe care o batem cu 6 la 1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Newcastle, pe care o batem cu 4 la 0 la general. În semifinal se pare că dăm de Bayern, pe care o spargem, o spulberăm cu 6 la 1 la general în semifinale. Iar finala vom juca versus Juventus, care a câștigat acolo cu 3 la 2 la general. Hai să vedem cine va câștiga. 3, 2, 1 și nu pot să cred. Bă, iar pierdem în final. Deci avem talentul ăsta să pierdem în final. Am pierdut cu 2 la 1 versus Juventus. E bine, am intrat și în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde vedem că în continuare Bellingham este aici, însă nu înțeleg de ce nu este la națională. Ok, se pare că Anglia nu s-a calificat. Wow, ok. Și vedem că România va juca acolo versus Irlanda. E bine, lui Bellingham nu prea mai avem ce să-i face. Are 99 overall, de mult are, de fapt. Echipa oricum arată destul de bine, așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 10, să vedem ce va reuși să facă Bellingham în ultimul sezon. E bine, haideți să vedem în 2032, ultimul sezon pe care îl vom simula. Haideți să vedem dacă reușește Bellingham să câștige și reușește, mă, let's go. Reușește aici să câștige al treilea balon de aur. Da, cred că este primul mijlocaș care câștigă 3 baloane de aur. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 10. Haideți să vedem cum arată în continuare Bellingham. Da, are în continuare 99 overall. În ultimul sezon, haideți să vedem, 29 de goluri și 13 asisturi. Ok, destul de ok. Hai să vedem la Liga, reușește să câștige la Liga, let's go. În Supercopa reușim aici să câștigăm. Copa de Spania reușim, nu reușim. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League. Se pare că am ieșit pe locul 1 din grupa A cu 18 puncte. N-am pierdut și pe care un singur match. În Round of 6 se pare că dăm de Sporting, pe care o bate cu 4 la 2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Juventus, pe care îi spargem cu 8 la 3 la general. În semifinale dăm de Sevilla, pe care o batem cu 5 la 2 la general. Iar finala am vrut juca versus Paris Saint-Germain. Hai să vedem. 3, 2, 1 și reușim să o câștigăm, let's go. Reușim să câștigăm în ultimul sezon Champions League-ul al doilea, din păcate n-am reușit să completăm, dar măcar îl câștigăm. Ei bine, cam aceasta a fost simularea lui Bellingham. Eu sper că l-a plăcut foarte mult, am încercat acolo să-l transfer la multe echipe, dar n-a vrut, dacă n-a vrut și n-a primit oferte de la alte echipe, doar de la Real Madrid. Bine, am mai primit oferte la Juventus, mi s-a părut o idee bună. Chelsea mi s-a părut ok, însă de la Real Madrid nu n-am mai primit. Deci doar de la Real Madrid. Oricum, obiectivele am zis că le-am făcut aproape pe toate, în afară la cu World Cup, cu Champions League,
cu ce mai făcut trofee, probabil, și asisturi. Goluri sunt sigur la goluri că am reușit. Cover la fel am reușit. Deci eu cred că am făcut o treabă destul de ok. Balonul de aur la fel, am câștigat de 3 ori balonul de aur. E bine, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați subscris deja, ca să ajungem la 1000 de subscriberi și ca de fiecare dată să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu am fost Unrealbyte, v-am pupat. Pa, pa!